Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă Nexter, insecticid acaricid japonez consacrat pentru combaterea acarienilor și a musculiței albe de seră. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ina la o nouă întâlnire aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Iată că vin foarte multe informații în ultima perioadă vis-a-vis de tranzitul acestor cereale ucrainene. Am văzut intenția Rusiei de a închide practic traficul prin portul Odessa, prin Marea Neagră, și asta denotă că de acum încolo va fi o presiune suplimentară, nu că n-ar fi fost până în momentul de față, prin România și Polonia. În altă ordine de idei, ministrul Agriculturii, domnul Florin Barbu, a fost la Varșovia zilele acestea și a discutat cu omologii săi vis-a-vis de această situație. Cert e că dacă nu vom primi ceva ajutoare pentru a dezvolta infrastructura rutieră, va fi din ce în ce mai greu și mai complicat. Sunt câteva subiecte pe care vreau să le abordăm în seara asta la Agricultura la Raport, și tot aici la Agricultura la Raport vreau să vorbim și despre prețul cerealelor, despre campania asta de recoltat, pentru că în foarte multe zone ale României am văzut că lucrurile sunt pe final, s-a cam încheiat recoltatul, ce-i drept, nu peste tot. La fel de adevărat e că mulți nici nu prea au avut ce să recolteze și atunci, din punctul ăsta de vedere, au avut, cu părere de rău, o misiune mai ușoară. Legea arendei a fost întoarsă de președinte, 7 ani conveniseră cei care au stat la masa dialogului, numai că cineva de la Palatul Cotroceni, cineva, mă refer la cei din staful președintelui, consilierii pe agricultură, au retrimis-o către Curtea Constituțională să vedem dacă este constituțională sau nu această lege. O să vorbim în seara asta și despre faptul că Guvernul României intenționează să taie acele facilități din agricultură, IT și construcții, dar noi o să ne referim clar la partea asta de agricultură, că aici toate facilitățile astea erau de 8 luni de zile, practic, și reprezentau o bulă de oxigen pentru angajatori, dar și pentru angajați. Bun, cam astea sunt principalele subiecte. Acum dați-mi voie să vă prezint și invitații și vreau să le mulțumesc fiecăruia în parte pentru faptul că sunt și în seara asta prezenți aici în studio la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Încep cu domnul Marian Popa. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor. Domnul Constantin Iepure, bună seara și dumneavoastră, mulțumesc pentru participare. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Și Alexandru Haită, bună seara, mulțumesc de asemenea pentru participare și pentru prezență. Bun, haideți că avem aici două județe importante. Teleormanul e reprezentat de domnii Popa și Haită și Vâlcea, pe care domnul Iepure îl reprezintă. Nu că am face o abordare în funcție de regiuni sau de județe, dar e bine totuși de știut cum se prezintă recoltatul în arealele respective. Domnul Haite la Călinești, în zona Teleormanului, dumneavoastră sunteți la Scurtul Mare. La dumneavoastră vorbim de sudul județului Vâlcea, care contează din punct de vedere agricol. Bun, haideți să vedem așa cum ați încheiat recoltatul și ce așteptări aveți de la celelalte culturi, la porumb și floarea soarelui, pentru că am văzut că acolo unde nu se irigă, situația e destul de critică. Vă rog, domnul Popa, dumneavoastră. Eu am încheiat recoltatul de mai bine de o săptămână. Ieri am avut un drum de parcurs până la Zimnicea și am constatat că mai sunt suprafețe în Teleorman de recoltat. Putem spune că este spre final, dar încă mai este de recoltat.
Ca rezultate personal sunt mulțumit și în acest an de producțiile obținute, pentru că vorbeam mai înainte cu prietenii de platou, precipitațiile au căzut divers în țară și așa este, sunt producții de la de foarte mici până la foarte mari, la unii fermieri care au avut parte de precipitații optime, aș putea să spun că în cazul Vâlcea precipitațiile au fost prea multe și lucrurile au degenerat și acolo de prea, cei prea mult strică, aș putea să spun. Revenind la producții, da, 6 tone, 6.000 de kilograme la grâu, 3.800 la rapiță. La mine a fost zona în care s-au terminat spre Călinești, cred că a plouat ceva mai mult spre Roșiori. Așa am simțit eu, am văzut cum au venit ploile din vest și cum au mers spre un Wall, cel puțin precipitații optime, Dolj, Mehedinți. Prea multe, zic eu, la Vâlcea și am văzut și acolo, am avut o vizită și am văzut acest lucru acum 2-3 luni. A fost în regulă cu și anul trecut, producțiile au fost bune, ceea ce îmi permite să trec șocul pe care l-am avut cu toți fermierii din România, vis-a-vis de prețuri și ce s-a întâmplat cu exporturile cu Ucraina și cu Portul Constanța. Porumbul, floarea soarelui, sigur, suprafețele sunt mai mici la aceste culturi, 200 de hectare de porumb, 200 de hectare de floarea soarelui, arătau foarte bine până acum o săptămână, când am avut norocul înainte de prăpădul acesta, temperaturile acestea foarte mari, să vină și o ploaie de 15 litri, care a durat așa vreo 2 zile, au făcut plantele față la această arșiță. Chiar nici acum ar fi târziu ca să mai se salveze ceva în zonă la mine. Solul se știe că este un sol broșcat, pozolit, sol greu care reține mai bine apa și în condițiile pe care le avem în momentul de față, plantele rezistă mai bine, pentru că am văzut spre sud culturi de porumb uscate complet în anumite zone și hibrizii cred că au contat foarte mult. În anul acesta unii mai rezistenți, alții mai puțin rezistenți, cei timpurii au legat și sunt mai bine și sunt mulți factori care și în acest an va duce la rezultate diferite, după părerea mea, la mulți fermieri, de la nimic porumb până la ceva porumb. Cât va fi, eu m-aș bucura ca să se dea adeverească ce am văzut înainte de plecare aici, el fugitiv pe știri, că vin ploi. În noaptea asta, mâine, vin ceva ploi, ceea ce ar mai salva situația, dar convingerea mea este că producțiile la culturile de primăvară vor fi cu mult mai mici decât anul trecut. Cunosc zone în țară care porumb era călărea și luăm o zonă emblematică. Prietenul Sitaru organiza ziua porumbului și am înțeles că anul ăsta este primul an că nu o mai organizează pentru că nu are ce să ne arate, adică nu face porumb aproape deloc. Situații diferite, vedeți, ajungem iarăși la irigații, ca să spun așa. Da. Câte ce se întâmplă și vom vedea în continuare, pentru că anul nu este finalizat și vom vedea și cu măsurile de agromediu și ce se va întâmpla, că deocamdată eu știu că am consumat motorina de pomană până la ora asta, am semănat cultura pentru plante fixatoare de azot, deci mazăre, risipesc și acolo tone de mazăre, costuri, consum motorină, că se zice de emisie de carbon. Păi am emis la carbon prin lucrările care le-am făcut și eu am spus mai înainte, dacă e să-mi amintesc tot din acest loc, că lucrurile sunt diferite. Atâta timp cât nu avem irigații, toate aceste măsuri nu vor avea efectul scontat. Cam acestea sunt problemele. Eu sunt optimist. Sper
Se mai poate salva un 5-6 tone de porumb, cred că fac, dacă vin ploile care vin la floarea soarelui. În schimb, producțiile vor fi mai mici anul acesta, în zonă, pentru că anul trecut au fost producții bune. 30 tone jumate la floarea soarelui e o producție bună. Trebuie să fim realiști. Cam asta se întâmplă. Nu e pune la dumneavoastră în Vâlcea? Diferă de la zonă la zonă? Diferă în sensul că noi suntem de-abia la începutul recoltatului la grâu și la rabiță. Am terminat orzul, a fost o producție catastrofală. Ce înseamnă? Cât adică? Să nu discut. O producție catastrofală de când facem agricultură, n-am niciodată o producție mai proastă decât anul acesta. La grâu, pe unele soiuri stăm bine în deschidere, pe altele mai puțin bine. Și la rapiță gravităm în jurul a 3 tone deocamdată. Încă mai avem 2-3 din ea de recoltat. Păi domnul Popa zice că ați avut mai multe ploi acolo. Au venit târziu și neuniforme. Deci ploile de când fac agricultură, nu cred că am avut atât de multe ploi de la începutul anului agricol până în luna iunie. Dar cantitățile foarte mari de apă ne-au făcut... A avut un efect invers. De exemplu, orzul am avut aproape inundat în totalitate. Mai bine puneam orez în loc de orz. Am avut grâu, abia am reușit să intrăm să facem un tratament la semănatul de primăvară și am avut temperaturi, ca să vă dau, vă spun o chestie personală, eu am făcut focul până în iunie. Deci am avut temperaturi scăzute, inclusiv în iunie am făcut, pentru că am o mamă bătrână și trebuie să-i fac. Am făcut focul până în iunie. Am apucat la semănat, reușisem să intrăm pe 1 aprilie, deci nu e nicio păcăleală, am semănat vreo 3-4 hectare și pe aia s-au pus ploile și ne-a dus până la sfârșitul lunii aprilie cu semănatul. Dacă, cum să vă spun, primele cantități, primele sute de litri picate au venit să recupereze din seceta pedologică instalată și din deficitul de apă pe care l-am avut în anii anteriori, pentru că știți și discuțiile pe care le-am avut la emisiunile anterioare, din 2018, tot am avut deficite, în primăvară s-au umplut rezervoarele și am început să avem boltiri și n-am mai putut să facem mare lucru. Deocamdată nu pot să spun că o să fie un an foarte prost. Am pus porumbul, acum din cauza faptului că este l-am semănat târziu, mai spre iunie, acum a dat panicul, vă dați seama, consumul cel mai mare de apă. Acum se înregistrează și acum se înregistrează o secetă atmosferică foarte puternică. De o săptămână ardem la propriu. Adică sunt temperaturi 37, 38, 40, vă dați seama, la nivelul solului, în momentul în care ai ajuns la 60 de grade la nivelul solului, porumbul începe să moară. Așa că vom vedea, deci, cum să zic, din nefericire, așa cum a spus și domnul, deci suntem meteosensibili și meteodependenți, ceea ce face din agricultură un domeniu impredictibil. Și văd că nimeni, adică la vorbe stăm foarte bine, la planuri fantastic de bine, dar de făcut puțin sau zero. Problema este că ceea ce se întreprinde parcă este împotriva noastră a fermierilor. Nu este făcut ca să ne ajute. Adică ceea ce se întâmplă în România astăzi este făcut, o să și discutăm despre legea rendei, o întorci la să vadă dacă e constituțională sau neconstituțională. Haideți să terminăm cu subiectul ăsta, ca să nu trecem repede. Asta e realitatea. La tine cum stau lucrurile, Alexandru? Că zicea domnul Popa că va ploua mai mult, dar nu atât de mult ca în Vâlcea. Nu atât de mult și noi am fost cu deficit de precipitații, dar am avut ceva mai bine decât în partea de nord a județului. Ferma mea este situată exact în centrul județului, să zic așa, în zona 0, și pot să vă spun că am avut diferențe având ferma împărțită și cu distanțe de 6 km între jumătate. Am avut diferențe la rapiță chiar și de o tonă, diferențe făcute doar de 45 de litri pe metru pătrat în plus în timpul înfloritului. Deci, iarăși, ajungem, o singură ploaie poate să-ți facă o diferență enormă. Rapița la mine în fermă a fost,
cred că unul dintre cei mai buni ani până acum. Am înregistrat o producție medie 4600. Chiar bine. Da. Un singur an am avut în 2021 în care am avut o producție mai bună, dar ăsta e al doilea, să zic. Și cu chestia asta foarte importantă, zone în care am făcut 4000, 4100, 4200 și zone cu 5300. Deci exact acei 45 de litri pe metru pătrat diferență. Aceeași tehnologie, aceeași hibrid, până în anumit punct solele au fost identice și totul s-a splituit la acea ploaie, da. Și la partea de grâu este un an care se apropie de media pe fermă, care o am de 6900 și anul ăsta 6900 pe 5 ani, așa fac eu mereu pe ultimii 5 ani. Și anul ăsta am înregistrat 6600, deci pe acolo, 6650 de kilograme. Atacuri foarte mari de muscă, de dăunători, și în special primăvara foarte devreme. Și de acolo au apărut și problemele cu producțiile la grâu. În rest, ce pot să spun, știți că noi suntem și organizații în cooperativă, aceea care valorificăm la comun. 80%, 85% din rapița recoltată a fost deja valorificată. Grâul, probabil că 30-40% este deja valorificat. Orzul, 100%, nu a condiționat nimeni orz, nu a păstrat orz. La producțiile de orz au fost foarte bine în zona noastră, undeva la între 7 tone, 7 tone jumate de bine de zonă, dar suprafețele au fost mici. Nu suntem foarte mari cultivatori de orz. Și pot să spun că în cadrul cooperativei noastre s-a aplicat o strategie cât de cât unitară și noi am lăsat foarte puține suprafețe de primăvară. Uh-huh. Între 80-90%, cam așa avem, 80-90% din suprafețe au fost sămânțate în toamnă. Exact pentru a evita lipsa apei și nu neapărat lipsa apei, cât temperaturile. Ridicate, da, așa. Treceam altfel la 32 de grade cu apa care a fost versus 43-44, vorbind de grade la umbră. Ajungem la 50-60 de grade la sol. Extraordinar de mult. Bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate și după o să vorbim un pic și despre prețuri. O să corelăm subiectul ăsta și cu ce se întâmplă acum cu Ucraina, cu marfa asta venită de acolo și mai ales că veștile nu sunt neapărat bune în sensul ăsta, în direcția asta. Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Bun, o să vă invit și eu pe dumneavoastră, pe telespectatori, să accesați site-ul AgroTV, să intrați pe AgroTV, pentru că aici găsiți cam toate informațiile. Și vedem că în urmă cu o oră Rusia aruncă pisica în Marea Neagră, în curtea ONU, are încă 3 luni la dispoziție. E un articol scris de către colegii mei de la site și o să vă dau așa câteva informații după ce a pus pe jar o lume întreagă prin retragerea din acordul privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră. Rusia a dat de înțeles că ar putea relua negocierile asupra prelungirii acordului. Miercuri, Moscova a dat un termen de 3 luni Organizației Națiunilor Unite pentru ca aceasta să obțină rezultate concrete asupra aplicării componentei referitoare la exporturile agroalimentare rusești, care a fost inclusă în acordul care facilitează exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră, relatează agențiile Reuters și EFE, citate de Ager Press. Altfel, ONU are încă 3 luni la dispoziție pentru a obține implementarea și rezultatele concrete, a transmis purtătorul de cuvânt al Federației Ruse. În fine, până vedem ce se întâmplă
Știu că ieri parcă se învioraseră un pic prețurile la bursă, nu? Și astăzi. Și astăzi. Și astăzi. Și astăzi, da. Da? După astăzi bombardament. Am primit ofertă de 90 de bani la greu astăzi de la o firmă. La jumătatea prețului de anul trecut, îmi aduc aminte, da, că anul exact trecut la jumătatea fix prețului în perioada este asta în studiul acum, ăsta nu știu cu cât și aveți un 8 la greu, așa era, da, când discutam, da, la masa asta. Așa este. Nu știu cu cât ați vândut sau s-a vândut prin cooperativă, la ce preț s-a contractat. Avem variații de preț pentru că am contractat mai în mai multe tranșe. Ce am prins ceva prețuri mai bune în forward, undeva la 1000 de lei tona în FCA, vorbind de grâu panificație. Și aici este o problemă, pentru că la noi 70% din grâu este furaj și bănuiesc că nu numai la peste noi, tot. Cam peste tot. Este cam, da, în zonă, la mine, cel puțin, pentru că sunt destui fermieri mici care au adus marfa la mine și am primit anul ăsta, dar foarte puțini au greutate de 70%, masă hectolitică. Greutate, masă hectolitică, da. Majoritatea 78, am avut și cu 80. La mine producția toată a fost de 78 greutate. Proteină bună, cu excepția la două soiuri străine, și un singur soi a avut și 80 greutate hectolitică, e vorba de Miranda, care la producția asta nu excelează foarte mult, dar la calități anul ăsta le-a bătut pe toate. Bun. Deci cei care și greutatea hectolitică la cei care nu au respectat tehnologia, n-au, da, fertilizat, au lucrat alandala, e clar că acolo unde s-a lucrat cum trebuie, tehnologie bună, da? Și soiurile contează foarte și soiurile mult. Contează, da, foarte mult, și o să vorbesc puțin și despre acest lucru, pentru că am mai vorbit de un soi de grâu aici în studio, un soi pe care alături de Fundulea am făcut și eu cercetare de când am început să-l sau a dorit să-l lanseze piață, că anul trecut s-a omologat, e vorba de Abund, și am avut o surpriză plăcută chiar astăzi de dimineață, m-a sunat de la Tulcea pentru că am dat prin țară, sigur împreună cu Fundulea a dirijat și la ca să ia sămânță care a fost prebază anul trecut. Și un fermier de la Tulcea m-a sunat și mi-a spus că producția a fost de 9,2 tone la hectar, ceea ce mi-a întărit, ca să spun așa, ceea ce am spus eu anul trecut și anul acesta despre soiul ăsta, că e un soi bun de producție. Anul ăsta sunt fermieri care nu prea sunt mulțumiți de soiile străine, care în general nu au avut calități și producții tot cam. La mine, despre exemplu, am două soiuri străine de la o firmă, nu dăm numele aici, și producția nu a depășit pe cele românești, dar calități, așa cum am spus, zero. Eu de mai multe ori am spus aici că, uite, așa sunt eu patriot, sunt mai conservator și la tehnologie, și la lucrări, și reușesc să rezist. O să afirm aici că nu cred că o să mai cultiv soiuri străine și să vă spun și de ce. Am încercat anul trecut și am promovat trei soiuri străine, le-am avut bază și am vrut să iau din nou bază de la ei. Am avut bază de la ei, eu am produs ce unul, deci anul ăsta nu mai sunt de sămânță, da? Și am vrut să cumpăr de la ei și mi-a zis că 10 lei kilo anul trecut și am zis, bă, pe asta s-o semănați voi. De unde veniți cu ea? 10 lei kilo? Vă dau 20 de milioane pe hectar? Să ce? 10 lei kilo am făcut socoteala, că sunt soiuri de producție. Dar uite să luăm cât a zis Alexandru, 7 tone, da? Ori 10 sunt... Păi câți bani iau ăștia pe un hectar? Ce îi face? O îi dă cu aur? Deci n-am înțeles de ce să dau 10 lei când anul ăsta fac aceeași producție ca la soi române și îl produc eu, dar lăsând la o parte, este la 20% prețul. Da? Și mi-a venit și anul ăsta 6 lei kilo, tot așa. Deci mi se pare
mi se par în ultimul timp niște prețuri extraordinar de mari, exagerate la sămânță și nu numai la grâu. Deci cu 10 lei kilul de sămânță nu cumpăr, ca să fie clară povestea. Când vedem ce probleme ne pasc și ce prețuri avem noi la producție când vindem, da? Am haideți apucat să spun de prețul mare, dar... Iertați-mă, după pauză o să continuăm, trebuie să luăm publicitate.